să discutăm puțin două minute și cu doamna Angela dacă Bălan. Dacă îi trece. Bună seara, doamna Bălan. Dacă nu-i cu capul. Bună seara, doamna, dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor. Doamna Bălan, prima întrebare. Da, pe 9 decembrie 2012 ați candidat la parlamentare din partea PRM? Da, doamna, am candidat la parlamentare din partea PRM pe, la București, colegiul 13 deputați. Listele au fost depuse de domnul președinte Corneliu Vadim Tudor cu semnătura domniei sale pe 30 octombrie 2012. Se face o gravă confuzie în platou. Confuzia în ceea ce privește apartenența mea politică în acea perioadă, doamnă, pentru că eu am venit în octombrie, 23 octombrie 2012, cu adeziune în partid, în PRM, după ce anterior, în 21 octombrie, îmi dăduse demisia din UNPR, unde este adevărat. Deci am fost vicepreședinte în UNPR, dar v-ați retras la 21 da, octombrie. Da, la solicitarea domnului președinte Vadim Tudor. Ai ajuns tu la mine și ai discut cu mine. Băi, Angela, doamnă, nu te supraestima, măi, fetițo. Sub nicio formă, eu nu m-am ilogit. Domnia sa m-a chemat ca să candidez. Și dacă veți vedea dumneavoastră și vă rog să verificați, eu am candidat și în 2004, și 2008, și 2009, și 2012, la parlamentare pentru PRM, doamnă. Am înțeles. Numai o secundă că mai avem întrebări, dar nu vreau eu să spun și o chestiune. Știi, dragă Nadia, și știu și telespectatorii ce restricții au fost cu acest vot uninominal la colegi. Noi, da, probabil că o fi fost, cum a zis ea, în octombrie 2012. Dar noi am aflat înainte de alegeri că ea încă e membră acolo, dar nu s-a putut exclude pentru că se elibera un colegiu și pierdeam mii de voturi. Înțelegi ce spun eu? În situația în care 35% din colegii nu le-am acoperit, că n-aveam bani să plătim taxa aia nenorocită de 35 de milioane de lei, nu ne-am putut permite să dăm afară, să schimbăm cai în timpul cursei. Și de-aia a candidat ea, dar ea nu mai avea calitatea pentru că automat era și în alt partid. Dar nu sunt hârtii la mijloc. Ba sunt. Nu e în hârtii. Dar ai presa, ai internetul. Am depus toate probele în dosar. Arată-mă ce spune presa. În sensul că eu mi-am depus demisia din UNPR în data de 21 octombrie, am depus la dosar. De aceea dumneavoastră credeți că s-a fabricat un dosar, cum spune domnul președinte Vadim Tudor? Doamne ferește, eu din luna august anul 2013 am depus o plângere prealabilă la pachetul de doamna pe lângă Nadia, da. Permiți să doamna Bălan, doamna Bălan, o secundă, doamna nu Mariana, nu vreau Șopan, să discutăm despre cauza penală. Vreau să discutăm despre o cauză civilă, iar prin sentința civilă 490... Numai o secundă, doamna Bălan. Aveți puțină răbdare, doamna. Vă dau cuvântul, doamna Bălan. Chiar da peste cap, totul cu niște minciuni fruntate. Doamna Bălan, dacă nu vorbim pe rând, nu ne putem înțelege. Doamna director, doamna profesor, nu poate să ne respecte. Doamna Bălan. Doamna Bălan, m-auzit? Să urmăresc la televizor emisiune. Da, ascultați în telefon. Avocat, în permanență a susținut ineptin ca și în seara aceasta. Cum să fiu eu membră la două partide? Puteți să mă ascultați, da. La câte partide ai trecut, dragă Angela? Ai fost la PNG-ul lui Becali? La câte partide ai făcut tu traseu pe linia de centura politicii? Hai că ai depășit măsura cu frăticea. Poți să mă duc o mahalajoaică de tipul ăsta în Parlamentul European? Doamna Bălan, hai să vorbim pe rând, vă rog. Doamna Angela Bălan are dreptate. Doamna Bălan, mă ascultați puțin. Deci nici când îi dăm dreptate, nu ne ascultăm. Dar nu se poate opri pentru că ea. Aveți dreptate. Cât ai băut, Angela, cât ai băut, ai limbarița asta, femeia lui Dumnezeu. Bun. Deci, haideți să le luăm pe rând. Da, o secundă, că mai am și o întrebare pentru doamna Bălan, dacă ne lasă. Haideți, doamna Angela Bălan are perfectă dreptate. Așa este.
are dreptate, numai că instanța, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, este vorba de sentința civilă 497 din 8 martie 2013, i-a respins cererea de chemare în judecată și a constatat că ceea ce a făcut Partidul România Mare este valabil. Ca și autoritatea electorală permanentă. Deci, vă rog, aceasta este hotărârea. A respins pentru că m-a rugat instanța ca să merg pe procedură civilă, și nu pe instanța dispune, nu roagă pe nimeni. Prezidențială, doamna Angela Bălan, aveți perfectă dreptate. Dumneavoastră ar fi trebuit să rămâneți membru PRM. Dar în momentul în care, în mod abuziv, cum spuneți dumneavoastră, Partidul România Mare v-a exclus, ați formulat o contestație pe linie ierarhică potrivit statutului Partidului România Mare? Deci dacă dumneavoastră, pentru doamna că lucrul avocat, acesta nu l-a făcut. Știți foarte bine că nu aveau voie. Nimeni nu are voie ca să te excludă, că așa scrie în statutul oricărui partid politic, făcut după legea 14 din 2003. Doamna Angela Bălan, îmi pare foarte rău, nu o să discutăm despre statutul Partidului România Mare, care este public și trebuia să-l cunoașteți. Comisie de disciplină. Da. Eu am o întrebare la dumneavoastră. Că trebuie să fie exclus, este exclus, da. Am o întrebare la dumneavoastră, doamna Bălan. În luna ianuarie 2013, doamna. Lăsați să vă adresez o întrebare. Știți în ce dată ați fost exclusă din partid? Doamna, în data de 5-11-2012. Acesta este procesul verbal. Deci când verbal. A fost exclusă pe 5? 5-11-2012. Înaintea alegerilor. Dar nu mai puteam să umplem colegiul ăla cu candidat. Acesta este procesul verbal cu 47 de semnături. Că noi le-am falsificat pe toate. De ce pe 7-11-a? Președintele partidului nu a anunțat. Ca așa trebuia să se anunțe colegii electorale la tribunal. Păi unde să te găsim? La cabinetul lui Gabriel Oprea? Ospătarul devenit general de cord armată. Hai mă, dar nu vă e rușine. Da, eu îmi insultați inteligența și integritatea. Ai fost 4 ani senatoarea mea și ai fost cea mai proastă membră a Senatului. Cea mai slabă membră a Senatului. Să nu jignim pe doamna. E posibil. V-ați obișnuit cu mașină la scară. Nu mai am ce să vă ofer. Și atunci mă târâși în tribunale să furați partidul. Crea de mine. Da, George Grigoriu vrea să... Doamna Bălan. Am fost vicepreședinta grupului parlamentar, de câte ori m-a chemat domnul Vadim Tudor, că am avut nevoie de oameni, am candidat, doamnă. George Grigoriu, te rog. Doamna Bălan, vă rog. Dar ia și cum am furat eu din Parlamentul European o jumătate de milion de euro.